Noi vom povesti bancuri adusă și tradusă de prin toate colțurile lumii. Avem bancuri bune, dar avem și cele nebune. Avem o rugăminte la dumneavoastră. Alungați copiii care încă n-au 12 ani și babile și moșnezii, fugăriții care au mai mult de 60. Vă poftim și vă hlizâți cu noi! Vine un polițist seara acasă și ficior să-l întreabă: tăticu, tăticu, dar de ce voi vă temeți de șoferi? Cum ne temem de șoferi? Asta ei se tem de noi. Dar de ce voi când vedeți vă mașină, vă ascundeți în tufari? Intră baba în casă, când se uită, moșteagă un costum, gătit, berberit. Of, nu mă lasa, nu mă lasa, nu mă lăsa sângurică. Și cu tine fane bună, și cu tine, și te-a apucat de bușit. Dar ce tu vrei să-ți dohnești? O, spune, și cu tine, de unde ai luat? Dar unii când nu mă răpănos îmi lea să știi îngătit în costum. Sună un prieten la altul. Alo, alo, bună seara, Vasile, noroc, noroc. Băi, vină voi până la mine, da ce? Da, ia ca să singur acasă și vreau să beau un par, gen, n-am cu cine. E, nu, nu pot, azi e sâmbătă, Gheorghe, nu e acasă, nu pot, nu pot. Și hai, las că altă dată. Pune truca. Peste o săptămână sună iar. Noroc, e Vasile, noroc. Asta iar eu. A, băi, vină-i până la mine, n-ai venit, ai de voi jumătate de ană, vină să beau un par, gen. Băi, dar azi și, azi e sâmbătă, nu pot, Gheorghe, nu e acasă, nu, 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 nu pot. Ei bun, hai, pune truca. Sună a treia oară, peste o două săptămâni. Băi, Vasile, noroc. Băi, tu vii la mine, băi, să-ți cam mulți ori sau nu vii. Băi, dar și azi, azi e sâmbătă. Ei, nu poate, Gheorghe nu e acasă, Gheorghe îți duci cânte. Și băi, stai o leacă, eu nu te înțeleg, tot Gheorghe e acasă, tot nu e acasă, tot cântă, nu cântă. Și ce vorbi să este? Băi, tu înțelegi că am un vecin, îl cheamă Gheorghe și el e muzicant. Și sâmbătă îți duci cânte, dar eu mă duc la femeie. Sună telefonul. Alo? Bună ziua, bună ziua. Spuneți, vă rog, aici e sex pe telefonul? Nu, aici e sex pe barabanul. Mă scuzați, dar unde ai nimerit? La casa din bătrâni. Se scoală un șef dimineața, ies afară, când se uită din prag, dar pe o mătă era scris, s-o chișet unul și era scris că Alexandru Sergeevici e prost. E, aici s-a nervat, ce înseamnă asta? Cheamă răbde, șeful de la pază, cheamă, telefoane, ei, doamne ferești, s-a nervat, eu și vă plătesc, vă și uitați-vă, de grabă să mă furiți pe mine, vă înlămuriți-a moia repede, vă clarificați care au scris, aduceți la mine. E bun, aici s-a înțeles. Când Sara îi raportează: am găsit vinovatul. S-o chișet storjul, dar pocercul e alu femeia mea tale. La o școală, cum era pe puterea sovietică, pe 9 mai o adus învățătoare acolo s-a înțeles, o adus un veteran în clasă. Eu că a donat flori, copii, i-au spus poezii de război, de pace. E, și el îl pune pe moșneac să povestească cum și-o pățit el pe război, cum a trecut războiul, cum. E, și moșneacul povestește una alta și îi spune el chiar ca într-o zi au venit nemții în sat și au închis toate femeile într-un sarai, copii, și-au dat foc la sarai și pe noi ne-au lăsat numai 4 oameni și nemții au zis că să ne hămăm unul pe altul, să facem, ne facem treaba, dacă nu, ne împușcă. Învățătoarea s-a roșit pe față, fetele se hlizău, dar Vasilică mai naglă. Auziți? Ba de Andrei, ia, dar mă tale și ce-a făcut? Ei, și ce am făcut? M-a împușcat!
a-l aduci tațul pe fiorță de la grădiniță. Când intră în casă, se uită mâna sa. Băi, dar și copilul ăsta? Dar și cu dânsul? Păi uite, băi, e julit tăt la oaltă, pe față, pe mâini. Uite, e plin, plin în fruntea de schin, și cu dânsul? Dar eu nu știu, întreabă-l. Ionică, Ionică, dar și cu tine? Azi la grădiniță am dansat prin prejurul bradului. Dar și pățit, eu te julit. Apă, bradul era mare, dar noi eram puțin copii. Doctorul îl întreabă pe un pacient. Matale, fumezi? Nu. Foarte rău. Dar ce matale zici așa? Apoi zic așa, că mai mult nu știu ce să mai fac. Un țigan tăie belșugile la un magazin. S-aproche altul pentru neri. Păi ce faci tot ce? Ce fac? Cânt la scripcă. Cum cânt la scripcă? Dar nu s-aud nică. Apoi eu am ea când amânea s-aud. Ba, ba, îți dă și moșneagul. Băi, băi, să încercăm noi ceva să facem acolo, că astăzi duc nemâine, poi mâine. Haide, bă. Ai s-o pus în pentuneric, să mă ocoșeu, s-o chinuit, s-o învârtit, s-o șușit. Moșneagul întreabă, fa, tu la tine acolo ceva nu întru este? Nu. Apoi eu mă aud când ești în afară, nu nică. O moșneag stătea și aștepta autobusul la autogară. E și vreau el să duc până afară. Întreabă de unul, întreabă la doilea, îi lămuresc lui unii liceu. Între el, trage de ușă la bărbați, îi încuiet. Trage la femei, îi discuiet. Ei, utrat el înăuntru, o uitat să pui zavorul. S-a pus moșneagul și-a făcut treaba. S-a ridicat, dă să-și ardici pantalonii, că încolo între două femei. O, moșneagii nebun, și matale, nu vezi că aici e pentru femei? Dar el așa s-a uit la dâns să râde și ridic treaba socii. Dar asta pentru cine? Pentru animale? Intră într-un magazin, tațul și cu fiorțul. Fiorțul îl întreabă, tăticu, dar câte bătăși de soc eu sunt eu? Dar eu de unde știu? Ei, hai spune, păi du-te și ție și dă-mi pace, eu când mă duc și în cumpăr vodcă, eu pe tine nu te întreb. Într-un sat, a venit King Kong. Ei, s-a apucat el, de mâncat oameni, de fermat căs. Prinde femeile și le dirghina, bătea joc. Mai scurt aștia, nevoie și prăpădă de un sat. Ei, bărbații, s-o grămădit tăți. Păi, ce să facem, mă? Dă să hotărâm ceva, că altfel e bedaua cu noi. Unul zice, băi, dă să ne ducem la dânsul vă doi oameni, să-l întrebăm și vrea el, poate găsim ceva limă comună că duc. Așa-și fac. Se duc doi oameni, îl găsesc și îl întreabă, băi, a băi, dă-i lămpielea mă, zi, dă-ți și-n bărbat, și faci tu nevoie, prăpăt, dă să ne înțelegem cumva. Asta le spune, da, dacă vreți să nu vă mărânc, îmi gătiți de trei ori pe zi mâncare, de care îmi place mie. Și ca să nu vă înhăm femeile, gătiți-vă 15 bărbați și îmi faceți cu mâna. Asta vine înapoi, ăștia vine înapoi, povestesc la ceilalți. Așa nu stau încotro, băi, ce să facem? Hai să gândim, care vaci, care porci, care... Îl hrăneau de 3 ori pe zi. Și ce să-i faci? Hai să-i facem așa cum a vrut el, cu mâna. Unul zice, băi, dar la mâna mi-e nismitele, dar la dânsul e... Las ceva hotărâm, băi. Să duc eu la dânsul, îi dau mâncare. Ei, și-a venit Sara să-i fac treaba. S-au pus vreo 15 bărbați. Și-o, s-a înțeles? Period, băieți, hai la treaba. Tac, tăți odată înainte, după aceea tăți odată înapoi. Hai, două, trei, este, este, înapoi băieți, este, este. Așa de vreo 3 ori, King Kong începe răhâniu. Bă, 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 stați, bă, și eu, dar ce s-a întâmplat? Vasile a nimerit sub chele. Se duce un bărbat la doctor și îl întreabă. Tovarăș doctor, ce să fac eu cu femeia mă sfădesc în fiecare zi? Nici nu știu ce să mai fac, domnule. Dar medicul zice că nu,
și pot eu să te sfătui. Poți să te sfătui să mergi pe zi câteva 6 km pe jos. Asta îți întărește nervul și ai să vezi că asta ajută. Peste 3 săptămâni ai să însuni și ai să-mi spui rezultatul. Bun, doctor, mulțumesc! Trece o săptămână jumate, sună telefonul la doctor. Bună ziua, doctore, bună ziua! Matale, știi că mi-a ajutat treaba și care ne-a spus matale. Și cum merge treaba cu femeia, nu te mai sfădești? Nu, nu, eu am oia la 150 km de casă. Într-un bețăvan, în magazinul de parfumuri, s-a aproche de vânzător și-l întreabă. Spuneți-vă rog, dar de calon de ăsta aveți? Și suflă în față. Dar vânzătorul zice că nu, de ăsta n-avem, avem numai de ăsta. Și suflă și-a instant. O babă cu o vacă de frânghie oprește lângă drum un taxi. Și mătușă, și s-a întâmplat? Băi, om bun, du-mă, te rog, până în satul vecin, că-ți plătesc, că-ți plătesc eu în bani. Da, vaca. Ei, vaca o legăm de urmă și ia să fugă șerșor. Ei, hară, sui baba mașină, leagă vaca de fapt de farcop și se pornesc. Aici stă, se uită o glindă, vaca, ieri, fuge din urma mașinii. Baba, grăie, nu știu acolo. Aici stă, pas pe gaz, schimbă viteza, 40 km pe oră, se uită, vaca fuge. Asta ia, sute, iar la babă, pune 80 km pe ceas. Vaca iar fuge, ține de mașină. Când e de 120, vaca e băiat cum fânge cu lemn afară. Și că auzi, mătușă, și vaca mă tale mă împare nică, dă-i ghebașul. Dar de unde știi? A piaca face din drum, și că nu e vrea să iasă la abgonos. Iese amantul de pe fereastră din apartament, sare jos și când colo nimerește nas în nas cu bărbatul femeii. Asta spărit ca să-l ușide, nu știe ce să facă. Bună seara! Dar bărbatul așa liniștit. Bună seara! Matale, știi, femeia matale azi a fost așa de rău și ca niciodată. El se uită la dânsul și că, tu știi, ești când era zi, nu era cam șerbinte tare. Merge trenul, Ungheni, Chișinău. Aer cald afară, ajutorul mașinistului o scos capul afară și-o adornit. Ajunge el în Chișinău la peron, dar unul mătura cum mătura peronul, un măturător, el și trage cu mătura pe la bot, dar el s-a apucat de răcnit. Oh, ha, dați înapoi, chiar am intrat în pădure! Un om lucra la un zavod de unde făcea bombe atomice. Ei, și femeia să-i spune. Păi, fime, cum mai tăiți bărbații? Mai aduc ceva la lucru, mai fură, mai trag la gospodărie, dar tu vii cu mâinile în buzunar și te duci cu mâinile în buzunar. A doua zi, noaptea, îi sună bărbatul de la lucru. Catiușa, mai scurt, tu ce-i treaba? Am furat doi atomi și i-am înghițit. Am dat să ies pe la prahadnaia și când am tras o bieșină, s-au stricat doi păreți. Și am eu vreau să fac treaba mare, dar ei mă tări cu cranul la poligon. Un moșneac plutie cu lotcă prin părău. E, se duce în cețor cu lotca, vâsle, se uita pe malul, pe malul părăului, copaci mulți de abricoasă, miere, și el cânta. Doamne, ce miere gustoasă și și abricoasă, și așa trebuie ele să și de dulci și noi să le strângem, și am să mâncăm, că ele așa de gustoase. Și când se uită un moșneac de acolo, sub un copac pe mal, își făcea treaba. Puh, animal, uite și când ne-o stricat ea. La un semafor s-a oprit un jeep de este mare,
Dar s-a oprit el camuleac mai înainte. De urma lui s-a oprit un zaporojit. Așa este, erau oleac cipiți. Și-o văzut că am încurcau el la alte mașini. Și-o pus-o în viteză și dă-i înapoi oleac. Și când trăsnești cu jeepul în zaporojit și ala, ies afară și la moșneag. Moșneagul și ala spărie. Păi că noi te ușede, măi, noi te uberem, mă, te tăiem, măi, fot toți ăși, ui, ce făcută, ce făcută, băi băieți, băi băieți, băi băieți, stați-mi pace, băi băieți, stați-o leac, stați-o leac, băi băieți, cine sunteți voi? Tu că mai întreg cine suntem noi, treci în coajă că-ți deșgheoc râtul, băi băieți, stați-o leac, stați-o leac, băi, nu vă spărați, eu am bani, am ușa să reparez, dar cine sunteți voi, pe jizni, vă obșeci? Băi, tu ce moșneagă, tu e afighet cu tătă, băi, noi te îngropăm, mă, moșe, tu ce tu așa? Băi, stați-o leac, băi, nu vă spărați, eu vă întreb, cine sunteți voi, pe jizni? Văd, așa sunteți scurt, frezați, cu gâturile groase, cine sunteți voi? Cine sunteți? Suntem sportmeni, cine sunteți? A, sportmeni sunteți, da? Deschide bagajnicul la Zaporoș, scoate pușca și o încarcă. A, sunteți sportmeni? La start, atenție! Într-un spital, într-o palată, stătea un bărbat tânăr, culcat. Ei, cum stătea așa, s-aude bătaie în ușă. Da, da, intrați. Intră sora medicală, cu niște săpun, cu niște aparate de berberit, mai scurt, îi dă pătura în jos, îi trage chiloții în jos și el începe să-l berberească. Aici stă de rușine să înroșe pe față, la urmă el ieși, îl întoarce cu fundul în sus și îi vără două lumnărele în fund și îi spune că fiți liniștit, peste două ore vă duceți la operație. Dar el așa de sub pierne, auzi, soră, totuși nu e interesant, de ce mi-ai bătut în ușă când ai intrat? Au venit doi fiori din armată, de zemeni, au slujit artileriști, ei, au venit acasă cu tătul, mama s-a dat focul în casă, și stăteau lângă sobă, ușa deschisă, amândoi pe scaun, povesteau, se încălzeau, unul țineau mâța în brață. Mai scurt, o adornit așa de lângă sobă. Și cum arde focul, trăsnește un lemn și sare o jaratic la islantă în mână. Dar ăsta strigă, uai, bia focul! Dar ăsta zvârle râp de mâța împlită, închide ușa la sobă și zice, ar mai gata pentru luptă! Vorbesc două prieteni, una dintre ele e gravidă. Alt gravidă spune, știi, așa îmi pare că a se întâmplă ceva. Dar ce? Azi dimineața am scăpat o farfurie jos și s-a stricat. E, nu mai este nică, că ia ca mama când era cu mine gravidă, tot o scăpat jos o plastincă și s-a stricat și nu a fost nică, vezi, comunitate normal. Pe vremea războiului, merge un soldat, dar mă război, se împușcau rușii cu nemții, merge un soldat pe câmpul de luptă și aude, uf, uf, când se aproche, se uită un soldat, cum a buhnit o granată, o mină, cu mâinile rupte, cu picioarele rupte în jumate. Uf, frate, împușcă, mă, și țin elă de mine, împușcă, mă, că nu mai pot. Așa este, se uită cu tătă jelea, pune un magazin plin cu patroane în automat, și-l trage pe tăt magazinul în trânsul și-ți pornește. Aude din urmă, mulțumesc, frate! Un om s-aproche de o poartă la altul om și suna în sunerie. O sunat el, o sunat, o vezi că nu iese nimeni, s-a apucat de bătut cu cioarele în poartă. Bate-l, s-aproche printre gard câinele, o mamă de câine mare, se uită la dânsul și nu-i nimeni acasă, băi. Aia stă s-o spăret, o leșnat, o chica jos
făcea spumă la gură, și-a venit în șiri, s-a sculat, s-a scuturat de colp, s-a uită la câine și că te poți grăi, da, dar și nu hamă, ca până am vrut să te spare. Anul 1986, Gorbaciov lupta cu bioția, una alta, și directorul în cabinet cu secretara s-a zbrăcat băieții cu chelea și dai foială. Bate în ușine ușa. Dar secretara râde, îmbracă-te râde și duci de drumul. Dar și duci de drum așa cu chelea, lasă vadă și facem, să nu creadă că bem gen. Într-un om, într-un bar, s-a proiectat de barman și așa zice șoră, îl întreabă. Auzi, spune-te rog, eu aseară am fost aici? Da, ai fost. Și am băut tare? Până te-ai îmbătat. Și am băut tot de plata? Da. Fu, eu am crezut că am pierdut-o. Mergea un mort pe drum și l-a scăpat jos pe mort, un tractorist tufă bat, l-a luat și l-a călcat cu tractorul, s-a spăriet și l-a luat de subțoară și s-a dus și l-a zvâlit tăiaz. Acolo niște braconieri împușcau cu dinamitul să scoată peștele. Și când l-a văzut în set că trupul, mortul, s-a spăriet că l-a omorât ei, s-a dus la graniță și l-a legat de un stâlp. Granicierii s-au uitat pe binocul și-au văzut că de unul acolo și ce-a zis, când aici, trece graniță. O lua și-o împușcat vă 3 magazine de automate în trăsul. Când s-a proiecti, a înțeles că e mirne jitel, că nu-i vinovat, dar eu și-l duc la spital. E, și peste 2 ceasuri din operațiune, iese doctorul, șterge sudoarea, dă de mânci că da, a fost o operație grea, dar să trăiască. Vine un prieten la altul și-i zise, auzi, tu ai auzit la rușul, zic că este litai și cavior, covoraș disc care zboară. Și că știu, dar și eu am acasă. Cum ai acasă? Da, am și eu un covor disc care zboară. Ei, nu mă nebuni. Dacă spun, ei, ia povestește cum. Ei, cum. Dacă trec patruși, dar m-o zaletit pe dânsul. Suie unul bat într-o lebus noaptea, s-așează înainte la o babă și nu știi, babușca, unde te duci? Unde? La țintirim. A, acasă? Eu tot. La moldoveni a ieșit o vodcă, mașina timpului. Îi tuflește o vodcă și când te uiți, îi mâine de-a mult. Se duce Ciocșa la magazin și îl întreabă pe vânzător ce fel de pat să-și cumpere el, că să fie mititel, să ocupe puțin loc, dar să doarmă cât mai mulți pe dânsă. Vânzătorul se gândește cât se gândește și îi propune un divan discul care se desface în două. Și lămurește, ia ca el dacă e strâns, doarme numai un om și ocupă puțin loc. Dar dacă îl desfaci, pe partea asta, mai doarme un om. Ei, Ciucci-a luat divanul, s-o duce la casă, vine peste 3 săptămâni, aduce divanul înapoi, dați-mi banii, vă rog, înapoi, că nu-i bun. Dar de ce? Apoi înțelegeți, femeia mea că doarme pe partea asta, pe spincă și când se întoarce, noaptea se șerte, chică de pe spincă la mine în cap. Merge o vacă pe drum și se întâlnește cu motan.
Motanu tuflă, bat? Păi, Motane, păi tu ești așa de mititel? Ștă mă îmbli bat, mă. Nu ți-e rușine, mă? Rușine să ție ține că ești coșcojem tijetă și mergi fără lefci prin oraș. Într-o rutieră s-o sui două babi cu două sumcoaje mari. Ei, și-o mărs ele, o văzut ele că s-o încurcat cu rutiera și nu a mărs nici 200 de metri și-l opresc pe șofer. Să dau jos, nu-i plătesc nică, cu sumcele. Dar șoferul le zice, ei, babușchi, a cât o plătit bunet? Dar ele, ce mai, ce plată tu, nu mi-ai spus că ești rutieră, ce, ce, m-aș zice, chiar soviste și rușine, n-ai două babi. Ști-o dve babi, ști-o babcă, n-am plătit, davai. Fac cum îi fac sula, fac pe rusești, fac să-l trimătă în sula, fac ia și ne obrazat, fac. Fac, dar tu știi că eu țin ea mitică, ea ca-mi vine pe limbă, dar nu știu cum să-i zic. S-au întâlnit două babi și au început a grei ele, amândouă, una o întreabă. Cum fac, Maruz, fac, cum, mă, la tine, cum merge treaba, băieță, ei pus la cale, ei însurat, da, da. Am însurat pe amândouă și băietul și fata, ea ca de fata am noroc, și-o găsit un bărbat, așa-i cu minte, ieșe de tătă ziua pe divan, nu faci nică, e ca la oraș mai trage câte o țigară. E, dar ea ca băietul mai rău, băietul ea ca n-are noroc și gata, tăci. E, ea ca și-o găsit o nireasă și aia de tătă ziua pe pat și nu faci nică, el face tăcelea. Un mujic se jăluie la altul, de femeie sa. Băi, și nătângă femeia asta mea. Băi, dă-i spurcă-te, băi, de Doamne ferește. Dar și, băi, și nu-i mai place. Băi, dar mă nu știi și să mai strânească, dar mă cu panele că nu-i place, băi. Lift ce este de pleajă nu-i place, că au zis că au o borticică lângă genunchi. Muzica.